mare. Riscăm să ne poluăm bazinul subteran de apă. Dăm și mie Prahova, poți? Identificate, cuantificate și văzut dacă merită sau nu, dar în momentul de față, deci, pe ce vă bazați? Dumneavoastră spuneți, credeți că merită? Eu spun, de exemplu, cred că merită. Lasă-mă să vorbesc, trebuie să... Rodica, lasă-mă puțin să-i dau argumentele. Hai. Pe care le știu eu și sunt bine informat. Și stai tu aici și prezintă-le oamenilor. Okay. Petițiile. Ca stăm de vorbă, dacă tot stăm de vorbă. Nu am stau prea mult pentru că merg. Da, da, bine. Bine că ai venit. Dă-i Constanța lui domnul. Oameni care au conștiință. În primul rând, tu vorbești din partea faptului că lucrezi într-o corporație multinațională și din punctul tău de vedere, pentru că ai foarte mulți bani acolo, probabil pe mediu. Mă descurc. Problema ta, tu poate poți să-ți ieși și casă. Eu am prieteni care stau pe, să știi că lucrează pe platformă petrolieră. Am prieteni foarte bun pe platformă de gaz, undeva câștigă vreo 10.000 de dolari. O lună cu o lună. Da. Lucrezi și tu, 29 cu 29, nu? Probabil. Nu, eu am alt. Ok. Eu îți spun un singur lucru. Dacă ai ști despre ce e vorba în România, e vorba că noi trăim aici, noi oameni, și Dobrogea e populată, nu știu, ești din Constanța, din județ? Locuiesc în Mangalia, din 98. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și eu sunt din Mangalia. Dar pe mine mă doare foarte tare că avem o mare pânză freatică în Dobrogea, cel mai mare bazin de apă potabilă din Europa. Știai lucrul ăsta? Pânză freatică este peste tot prin țară, nu doar în Dobrogea. Nu. Pânză freatică este peste tot în țară. Eu ți-am spus de cel mai mare rezervor de apă potabilă din Europa. Da, este un acvifer. Acviferul, da. Care începe undeva de la Șabla, mai și circulă. Nu știu cum, așa spun specialiștii, că circulă cu 2 metri pe zi. Se îndreaptă spre Șabla, spre nordul Dobrogei, spre nord-estul Dobrogei. Apă de foarte bună calitate, după cum știi, că poate o bei și tu la Mangalia. De tot, și Ionica e din Mangalia, sunt mulți la Mangalia. Mamă, ce ești, dai o lopată în gură. Știi ce a făcut compania Texaco, actuală Chevron, sau acum câțiva ani în Columbia, în această metodă? Da, și a luat Amazonul și a primit cea mai mare amendă de mediu din istoria umanității. 9,5 miliarde de dolari. La Haga acum 2 săptămâni, băieții au zis, vă mai păsuim puțin, că sunteți voi Chevron, nu ne plătiți amenda. Bineînțeles, s-a lăsat cu arestări ale părții columbiene și așa mai departe. Procesul continuă la Haga, da? Chevron a venit acum câțiva ani, probabil a cumpărat niște concesiuni date la alte firme, că așa știu că s-a întâmplat aici. Dar a venit în Dobrogea, în Bulgaria, știind că sunt țări mai... Da? Cu o legislație de mediu mai proastă. Că lucrez în securitatea muncii, eu spun, legislația pe gaze de șist, pe exploatarea gaze de... Exact, bravo! Nicăieri. Nu există la noi în România. Nici măcar în europeană sau în state. Foarte ce tare, mai bine. Pe plan mai statal, bine. Nu... Ok. În America se exploatează, într-adevăr. Dar se exploatează în zone nepopulate. Zone nepopulate. Vorbim de Nevada. Deci nu-i deșert. Un pământ de foarte bună calitate. Apa asta din subsol o folosim și pentru agricultură și pentru uscasnic. Da, da, discutăm de două nivele diferite la care diferite. Se forează. Deci, apa freatică e la 3-4-500 de metri. Gazele convenționale, gazele de șist sunt de sub pânzei acvifere la noi aici. La câteva aici, în Dobrogea, în Bârlat, de exemplu, din întâmplare, să spun, în Bârlat am niște... Am o moștenire de pământ acolo și bunicii mei au trăit acolo. În județul Bacău. Exact la granița cu Bârlat, cu județul Vaslui. S-a săpat puțul și acolo, acum câțiva ani, 10 ani. Păi s-au astupat, s-au făcut prospecțiuni, se știa de gaz. Mai există zona, din zona podul Turcului, da? De gaze, dar alea sunt gaze convenționale. Vorbim acum despre gaze neconvenționale. Ideea e, la ce adâncime e gazul și la ce adâncime e pânza de apă freatică. Ce spuneai tu de fracturarea hidraulică, au spus-o și profesori universitari și academicieni. Că România, în domeniul petrolier se folosește fracturarea hidraulică, dar cu explozibili foarte mici și la presiuni mai mici. Aici vorbim de milioane de litri de apă, vreo 450-500 de compuși chimici folosiți. Din ce știm noi de secretizat? Pentru că e o rețetă secretă care diferă de la... Rețeta ei. Exact. Ce știm noi sunt substanțe cancerigene
apa infectată, apa, scăpările astea, pentru că fracturarea duce spre pânza freatică. Atunci când ai câteva mii de metri între ele și ai și dopurile la... Dopurile? Da, nu e nimic sigur. Asta nu e o metodă sigură. Nu, nu, prin dopuri îți spune altceva. Nu este o metodă sigură de fracturare. Dacă ei ne aduc dovezi că nu poluează apa, dar au un CV deja de distrugere a mediului în Amazon, plămânul planetei. Amazon, apa e în Amazon, de unde a scurs? De unde s-a scurs? Din depozite subterane și din depozitele de lichid de fracturare sau din depozitele de suprafață? Și din interior și de la suprafață. Că e greu de crezut. Și din interior și de la suprafață. Dacă te documentezi puțin, hai să vezi că sunt dezbătute problemele astea. Mai mult decât atât, poate ai urmărit documentarul asumat, vorbim de un documentar asumat, care a fost nominalizat la Oscar, da? Făcut de, regizor cu mai mulți profesori de mediu din Statele Unite, da? Se numește Gasland, a fost nominalizat, repet, la premiul Oscar. Acel producător a fost arestat acum 15 zile, 2 săptămâni. Te rog frumos, sigur. vezi nu știu din ce cauză, ce a făcut. Din ce cauză, dar vezi acel documentar. Asumat. Nu vorbim de un filmuleț de pe internet. Asumat de cine? De producătorul acelui film și de toți oamenii de știință care au participat la realizarea acelui film. Aici putem documentar cu documente. E vorba de o investigație jurnalistică pe mediu făcută de un jurnalist american foarte bun. Da. Care se bazează pe documente. E un film nominalizat, repet, la primul Oscar. Bănuiesc că ai auzit de chestia cu încălzirea globală, de exemplu. Tu să nu crezi, aia e o mare gogoriță. Tu să nu, după părerea mea, sunt savanți care zic și de o parte și de alta. Deci, să ne uităm la acel documentar, să-l vizionăm chiar dacă îl scot și să nu ne gândim că un documentar este acceptat la nominalizare dacă nu este bine documentat. Fi bine, dar asta nu se aplică literă de lege. Ajunge? Nu vorbim de un film de acțiune. Vorbim de filme documentare. Nu l-am văzut. Uitați-vă. Pe la apă. Deci apa casnică în America. Apa casnică. Apa casnică ia foc. Se poate întâmpla. Nu e musai. Se poate întâmpla. Acum. Să faci o cadă e bună. Metoda fracturării hidraulice într-adevăr există. Se practică în România, dar la petrol, dragul meu. La petrol. Pentru că așa a spus academicianul Ștefănescu. Și eu îl cred pe nenea ăla. Chiar am cerut Academiei Române celor care fac lobby pentru companiile străine în detrimentul sănătății și induc în eroare opinia publică spunând fracturarea hidraulică e în România de zeci de ani. Nu la gaz de șist. Și sunt profesor universitar, să li se retragă anumite titluri onorifice date de Academia Română. Bine, eu le solicit, așa cum i-am acuzat pe guvernanți, toți care sunt responsabili de semnatarea acelui acord și acelui contract de exploatare, de subminarea economiei naționale, trădare prevăzută de Constituția României, da? Genocid, dacă mai există pe undeva, prin codul unde penal miile de morți. Și încă ceva. Poftim? Tentativă de omor, dragul meu. Tentativă de omor. Când tu semnezi acel acord ordinar, fără să ai un impact de mediu asupra cetățenilor, locuitorilor zonei respective... Aici vreau să ajung. La ce ar trebui făcut în momentul de față? Bun. În momentul de față, acei băieți care vor și vor să concesioneze, noi nu suntem împotriva exploatării gazelor. Da? Dar să se facă prin metode... Deci, ecologice, dacă nu există, dacă nu e nimic 100% ecologic. Vă dau următorul pas la care Germania și alte țări din Uniunea Europeană, țări care în mediu stau foarte bine, au trecut. Energiile alternative, oameni buni. Și banii europeni, celule fotovoltaice nu se fac. Noi le punem pe pământ eolienele, nemții le duc pe mare, în ocean. Și acolo poluează și pe uscat. Și pentru că mor insectele. Poluează. Insectele din sol pe suprafață de sute de metri mor. Nu mai au ciclu. Pământul din Cernoziom, în Dobrogea, se transformă în semideșert. Despre asta vorbim. Și mai multe. E Natura 2000. Pe aici circulă păsările. Dragi oameni buni. Deci, și mai vorbim acum de Delta Dunării. Patrimoniul mondial. Hai să nu divagăm de la subiect. Pentru că toate apele astea au legătură cu Delta Dunării.
Toate aceste lacuri care încep de la Cap Caliacra, de-a lungul coastei Mării Negre, până în Delta Dunării, se alimentează cu apă potabilă în același bazin. La revedere, păsărină și... De ce? Sunt otrăvite. Deocamdată nu sunt otrăvite. Deocamdată. Da, deocamdată. Încă ceva, încă ceva și am încheiat și după aceea te mai ascult 2 minute, dar eu plec. Că nu vreau, da? Așa, și ne mai întâlnim. Deci... Această metodă de fracturare hidraulică și faptul că explorarea nu-ți necesită un aviz de mediu e periculoasă. Da? În România. Da. Nu, ei pot trece la explorare, dar știți ce înseamnă explorare? Aceeași sondare, da? Prospecțiuni. Mai mici. Contează. Nu mă interesează, eu nu vreau chimicale introduse sub pânza freatică din Dobrogea și la revedere, despre asta vorbim. De la Bârlad e o altă problemă. E problema epicentrului Vrancea. Sunt seismele. Și aici e o problemă. E o problemă de conflict cu Bulgaria, în care am putea intra un conflict diplomatic. O parte din Bulgaria poate să, da, ei sunt împotriva. Uite, avem bulgarul lângă noi și avem mulți bulgari care au venit alături de noi. De-aia pot și insigna asta. Că băieții au fost în stare să iasă în stradă, să-și ceară drepturile. După modelul francez, hai să fim și noi europeni. Nu, francezii nu știu dacă e cea mai bună alegere să-i copiem, dar în sfârșit. Dule, au reușit. Au implementat legea. În domeniul mediului sunt. Ei și noi. Și economic, nemții și cu francezii conduc Europa economic acum, la momentul actual. Hai să revin la părerea mea, ce cred că ar trebui făcut, da? Da. Clar că sunt părți pro și părți contra, fiecare cu argumentele ei. Da. Da? Ideea e că niciuna dintre părți până în momentul de față nu și-a dat foarte tare interesul să, una la mână, să informeze foarte bine despre acele discurs. Sau hai să zic, partea care sprijină ecologia, verzii, și-au dat interesul mult mai mult, și-au făcut mai multă grăgie. În schimb, proștii ăștia de la Chevron n-au fost în stare să facă un PowerPoint. Dar nu au. N-au fost în stare să facă un PowerPoint în care să explice oamenilor, în primul rând, băi fraților, uite, asta presupune exact, astea sunt riscurile, astea ce sunt măsurile pe care le luăm noi. Că sunt niște băieți ai companiilor din America sau din alte părți, da? Care ne privesc ca și lumea a treia, cu toate că și aia sunt oameni din lumea a treia, da. Poate lumea a patra, ei nici nu știu unde e Dobrogea, probabil nici România. Au niște oameni aici în țară. Au niște oameni, dar niște corupți. Niște oameni, niște oameni care corupți. Corupți care au case în Bahamas, da. Care au case în Madagascar. E o chestie, dar sunt proști. Nu, sunt proști, sunt și proști, exact. Că, exact, sunt și corupți și proști. Ideea ar fi. Dar din păcate ne conduc, sunt oameni politici. Poștai votăm. Nu, eu nu-i votez pe ăștia. Mă rog, alții. Deci ideea e să pui cele două părți față în față, da? Verzii cu industriașii, da. Fiecare să-și pună la masă argumentele și contraargumentele, da, sigur. Guvernul să fie undeva și el pe acolo, să-i asculte și pe unii și okay. pe alții. Asta trebuia să fie făcut și în guvernul din urmă, României, da. Să fie și transparent. Și în cele din urmă să iau concluzie, să zică, bă, exact. Sunt riscurile astea pe care ni le asumăm. Să fie o dezbatere publică. Sau sunt riscurile prea mari și nu le asumăm. Bine că am găsit înțelegere la tine și ne-am înțeles până la urmă și n-am intrat în mari polemici. Dar vreau să îți sugerez să mă mai contactez, mă găsești pe Vama Verde, să fim prieteni. Da? Să învăț eu de la tine și tu să afli informații de mediu de la mine. Iar te rog din tot sufletul, vizionează filmul Gasland și uită-te la contractele care au fost acum desecretizate. De, da? Și cu ce mă ocup cu ocazia asta și ce filmul? Un calar, tata, bravo. Și ai un nume și mare. Ce? Racoviță. Ne-a spart, ne-a dat daună. Dacă îl cheamă și Racoviță, le-a dat daună. Mai stați, mai plecăm la Mangalea să le arăt. Dar când te mai cheamă? Lucian, îmi pare bine. Cine? Mare plăcere, pe bune. Bravo. Asta e alături și de Racoviță. Noi. Pentru că tu ești pe mediu. Tu dai amenzi de mediu. Nu dau eu autoritățile. Dar tu ai legătură cu Emil? Adică în familie? Da. Undeva de acum vreo 300 de ani sunt rudiți cu toți. Bravo. Da? Hai să luăm bine, că e numai rar Racoviță. De ce nu exploatează cazele alea care le-au găsit undeva în mare americane cu sonda? Care mare? Aici? În zona noastră. OMV-ul. Așa, și de ce nu le exploatează alea? A zis Băsescu că e o rezervă extraordinar de mare. Păi sunt explorări în momentul în care vor ajunge la concluzia că e rentabil economic. De ce nu le ia pe alea și vrea să ne distrugă aici? Pentru că e mai rentabil economic aici. Ok.